programul, cum se gestionează conflictele, cum să fie calm în situații limită și povești despre Iași, din punct de vedere istoric, cultural, tot felul de lucruri care țin de oraș, de contextul cultural în care se întâmplă acest eveniment. Să ai viață oricum. Să ai viață din belșug. Ce trebuie să îndeplinească un animator? Acceptabilitate, rezistență fizică și psihică, să fii prietenos, să aibă simțul umorului. E ceva ce credeți că am ratat? Cred că am atins, nu? Cam toate punctele. Se vor întâlni arhitecții, locuitorii acestei țări, Derdia, și vor avea de realizat un pod. Numai că derdieni vorbesc o limbă specială și aici începe distracția. O distracție din care învață. Învață cum să comunice unii cu alții, pentru că la Itu vor veni oameni din țări diferite și atunci e important să știe cum să le respecte cultura. Energia lor. Îmi place cum își folosesc tinerețea. Îmi place felul în care pun întrebări. Îmi place felul în care se joacă. Mi-aș dori foarte mult să poată folosi ceea ce învață aici în cele 4 zile ale întâlnirii de la ITO. Mi-aș dori tare mult să-i văd cel puțin la fel de entuziaști, bucuroși, curioși și fericiți. Pentru că animatorii, voluntari pe deasupra, sunt cei care dau suflet mulțimii de oameni. Ei vor fi cei care vor însufleți grupurile prezente la eveniment. Vino la Iași, la ITO, întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi.